să vă prezint altfel de hărți, ca să zic așa, care sunt folosite în activitatea de zi cu zi pentru navigația maritimă, Electronic Navigation Chart, și fluvială Inland, Electronic Navigation Chart. Ce este un NC? NC-urile au apărut ceva mai târziu, gândindu-ne istoric, ca o replică la înlocuirea hărților tipice hârtie pentru navigator. Există un standard care se numește S57, care permite schimbul de date hidrografice între diverse instituții, deci între producător și între utilizatorul final. Aceste hărți sunt utilizate în softuri de tip EDIS, Electronic Chart Display Information System, teoretic, instalația care permite navigatorului navigația instrumentală, și este acest standard, precum și multe alte standarde conexe, sunt gestionate de International Hydrographic Organization, care a fost fondată încă din 1921 și timp de peste 80 de ani s-a ocupat de standardizarea hărților de navigație. Ca o paranteză, prezentarea mea se va împărți între etape. Mai întâi voi prezenta câte ceva despre aceste NC-uri. Apoi vom trece să le vedem cum arată și cum sunt folosite de către navigatori. Iar în partea a treia o să le vedem cum sunt folosite în timp real de către navigatori sau un centru de control al traficului. Câte ceva despre istoricul acestui standard S57. Inițial au apărut cu un standard care se numea DX87, apoi au fost nevoiți să schimbe denumirea. În 1990 a apărut practic standardul S57. În 1996 a apărut ediția 3.0, care în principiu este ediția de bază care standardizează ce anume, din punct de vedere al datelor vectoriale, trebuie să conțină hărțile respective. În 2000 au mai fost introduse atribute suplimentare, au apărut, de exemplu concret, au apărut zone cu acoperire Wi-Fi, care ar trebui puse la evidențiate pe hărți, astfel încât navigatorul să poată ști că în zona respectivă are acoperire Wi-Fi. În 2001 IHO a spus, domnilor, suntem foarte mulțumiți, rămân așa, și așa au rămas de 10 ani. Dar mai în ultima vreme a apărut un nou standard, S100, care pune la dispoziția celor care produc hărți și celor care exploatează aceste hărți niște unelte de interoperabilitate. Se bate foarte mult monedă pe navigație instrumentală și pe conceptul de e-navigation. Având acoperire, și mă refer mai ales la apele interioare, de multe ori este superflu să car după mine hărți. Cel mai bine să mă conectez la un server de hărți din care îmi voi lua în timp real harta data. Asta este un avantaj. De ce S57? Deoarece mari producători de hărți, cum ar fi Seven Seas, a spus, este cel mai bun standard și toată lumea s-a mulat după ei. Este absolut independent de platformă, bineînțeles, e un fișier pure și permite o cartare suficient de bună pentru navigator. Alte standarde. S57 definește doar conținutul vectorial pentru cum trebuie să arate harta, ce culori trebuie să aibă, cum se simbolizează o geamandură sau cum se simbolizează o epavă. Aceste lucruri le definește standardul S58. S58 definește regulile de topologie ale hărților, spre exemplu, două curbe, două izobate, nu trebuie să se intersecteze, nu? S62, nu oricine se poate apuca să genereze hărți de navigație, ci trebuie cumva autorizat, mă rog, de către IHO. Deci S62 definește codurile agențiilor producătoare de cărți, care pot fi agenții naționale, dar pot fi și, bineînțeles, și companii private. Și un nou standard foarte interesant, S63, pentru protecția și încriptarea datelor. Ăsta a apărut dintr-un simplu motiv. Marea majoritate a companiilor private care distribuie cărți au vrut să impună un standard astfel încât hărțile generate de către ei nu poate fi schimbate așa
fără control de către navigator. Întreg. Ce este un INC? Un INC este un Inland Electronic Navigation Chart. Este o extensie a hărților de navigație care au apărut întâi și întâi pe zona maritimă. Au atribute suplimentare. Informațiile de adâncime aici foarte interesant este că nu sunt raportate la un nivel al mării, să zicem Marea Neagră, Mare Baltică sau altă mare, ci sunt raportate la mire fixe din la puncte de cotă, care sunt cunoscute despre navigatorul. Dacă ne amintim de cotele apelor Dunării, niciodată, în principiu, ar fi raportate la Marea Neagră. De ele sunt raportate la o miră bătută undeva de acum, cel puțin în ceea ce privește Dunărea, bătută de acum 200 de ani de Comisia Dunării. De asemenea, mai sunt informații suplimentare pentru planificarea voiajelor, cum ar fi, cum arată și care sunt dimensiunile unui pod și care sunt gabaritele pe care le permite acel pod în funcție de nivelul apei. De asemenea, dimensiunile ecluzelor, orarul ecluzelor și așa mai departe. Cât de ceva despre cum sunt stocate datele NES-57. Informația este că NES-57 este un obiect. Sunt 170 de clase de obiecte, dacă vreți să le spuneți, 170 de layere. Și peste 190 de clase de atribute. Separat există obiectele spațiale, care conțin latitudine, longitudine, cote și așa mai departe. Ca idee, aceasta este o geamandură. Este un obiect S57, care este format dintr-o cardinală și o lumină de semnalizare, iar aceste două obiecte sunt asociate obiectului spațial deja existent în hartă, aflat la coordonata respectivă. Un exemplu de o parte din straturi, geamanduri cardinale, laterale, marcaje de poduri, marcaje de dane, zone care acoperite de cable, cabluri submarine, curenți și așa mai departe, zone de separație, pista pentru mers pe stânga, pista pentru mers pe dreapta, zone de separație, sensurile giratorii și așa mai departe. Le veți vedea figurat de tehnicuri. Bineînțeles, puteți simboliza o groază de chestii, cum ar fi punctele, geamanduri, obstrucții, construcții, facilități portoare și așa mai departe. Putem simboliza mai multe puncte suprapuse la aceeași coordonată, cum a fost exemplul precedent. Spre exemplu, avem o geamandură cardinală, deasupra ei avem un simbol care spune navigatorului că pe direcția asta geamandurii este nordul și de asemenea este simbolizată și cu un far și cu o lumină. Bineînțeles, putem reprezenta linii, cum ar fi linia coastei, țărmurii, izoliniile, liniile batimetrice, traseele navigabile, oamenii au niște trasee foarte stricte pe unde au voie să meargă, prețele și alte chestii de pe map, cum ar fi drumuri și pe ferea. Și bineînțeles, putem reprezenta suprafețe, zona terestră, malul, pământul ca să zic așa, apa, zonele în care se află porturile, zone de separație, zone în care am voie să ancorez, zone în care am voie să întorc, zone în care pescuitul interzis. Nu știu de ce, dar așa este. Așa, nu știu de ce navigatorul trebuie să fie avertizat că pescuitul interzis acolo. Și ne întoarcem la S-52. Cum se simbolizează aceste elemente? Deci, cum spuneam mai devreme, S-57 e doar pentru stocare și transfer acolo, nu sunt numai numere. S-52 definește simbologia, culorile de zi, culorile de noapte și așa mai departe. Ca idee, utilizatorii S-57 nu au voie să intervină asupra acestor cărți. În ultimă instanță, își pot pune pe sistemele de la port simboluri suplimentare, dar ei, teoretic, nu au voie să altereze conținutul acestor cărți în nicio formă. Foarte interesant este că aceste cărți au simbologie condiționată. Exemplu concret. O epavă poate fi reprezentată ca un punct la un anumit nivel al apei, dar ca o suprafață la alt nivel al apei.
Acestea sunt, ca idee, schemele logice de reprezentare a simbolurilor. Deci, cum se reprezintă un contur, toată schema logică pentru reprezentare pe ecranul navigatorului și o schemă condiționată despre de cum ar putea fi reprezentat, în principiu, ca orice fel de ochi. Simbologia S52 este destul de simplificată. Toate obiectele și tipurile de liniile, hașurile și așa mai departe sunt perfect definite de către standard. Sunt două tipuri de simboluri. Unele sunt reprezentări, o spune, vectoriale. În primul caz, unde avem o definiție de culori, un ID al simbolului respectiv. În formă avem un mecanism foarte simplu, ca pornind de la o coordonată, dreapta sus, cu mecanisme de pen up, pen down, să pot desena simbolul respectiv, schimbând culorii. Sau simbolul raster, cum e simbolul din partea dreaptă, unde într-o matrice este definit ce pixel și cum voi colora fiecare pixel la coordonata respectivă. Astea sunt diverse simboluri S53 și trebuie să le fac un pic mai mari. Și așa mai departe. Absolut toate simbolurile astea evidențiază entități existente. Deci, pentru navigator, navigatorul le are și simbolizate pe mani. Spre exemplu, aici îi spune primul semnal lansează un semnal scurt, trage o dată de sirenă, ia legătură cu cine o te auzi în canalul 16, tu nu știu ce înseamnă, mă aflu la kilometrul 348, pot să ancorez și pot să mă întorc. Exemplu concret, aici am telefon, sunt la kilometrul 851. Da. Și așa mai departe. Toate informația de-a lungul unui râu, că suntem la INT-uri, sunt împărțite în celule. Celulele au scop în sine. Există hărți de navigare. Pentru traversatul oceanului n-am nevoie de cine știe ce informații. Există hărți de aproci. Vreau să mă duc frumos spre portul Constanța. Ei, am nevoie de o hartă un pic mai detaliată, care să -mi arate și pe unde să mă duc. Am harta de port. Dacă e un port foarte aglomerat, am nevoie de o hartă de mare precizie. Mă rog, nu este cazul la noi, unde avem pilotaj în portul Constanța și majoritatea porturilor din România se urcă pilotul la bord, dar sunt porturi, cum ar fi porturile turistice, în care nu există pilotaj, nici cu bărcuța și cel de acolo îmi spune, du-te la Dana 54. Și am nevoie de o hartă detaliată a portului respectiv. Cât ceva despre coordonate, toate coordonatele din NLC-uri sunt în decimal din gris. Nu este voie să fie proiectate în altceva. În schimb, rămâne la latitudinea companiei sau firmei care construiește software-ul, se poate pune la, dispoziția navigatorului un sistem de proiecție. În general, fiind navigator, toată lumea lucrează cu Mercator. Adâncimile sunt numai în metri, toate adâncimile care ar fi măsurate în picioare sunt convertite obligatoriu la metri. Distanțele sunt pentru mare și în România, spre exemplu, pentru Dunărea Maritimă se folosesc mile, pentru râuri se folosesc metri sau kilometri. Producători. În România există doi producători, există mai mulți, dar există doi producători, două agenții naționale care produc aceste cărți. AFDG al Galați. Dacă doriți acele cărți, le puteți downloada de pe site-ul lor. Sunt free. Și Direcția Hidrografică Maritimă, care produce cărțile referitoare la mare. Deci AFDG-ul face Dunărea, râurile, canalul Dunărea, Marea Neagră și așa mai departe. Direcția Hidrografică Maritimă produce un set de 5 cărți, dacă nu mă știu, care acoperă partea vestică a Mării Negre, precum și toate porturile de la mare. Software pentru producerea acestor cărți, Seven Seas, care reprezintă standardul în domeniu, Haris, o companie nemțească, dacă țină bine, și bineînțeles, Esri are o extensie PLTS for Nautica, cu care se pot fi produse astfel de cărți. Ca să le vizualizăm, de la Seven Seas putem să downloadăm SIMA NC,
Sau putem să mergem mai departe, să folosim gâdalul pentru a viziona cărțile respective. Cum stăm noi la nivel european, ca să zic așa? România, dacă ne uităm în tabelul ăsta, stă foarte bine. România produce cărți de navigație via AFDG. Și de asemenea, prin intermediul site-ului www.afdg.ro, le pune la dispoziția navigatorilor. Ce nu poate, ce nu este deocamdată acolo, nu știu din ce motiv, este canalul Dunărea Marea Neagră. Toate aceste hărți și tot ce v-am povestit acum și tot accesul la aceste hărți pot fi, hărțile pot fi convertite cu ajutorul gâdalului, fără niciun fel de problemă, obținând fișiere shapefile. Deci, spre exemplu, dacă v-ar interesa la un moment dat bazinul hidrografic al Rinului, puteți să găsiți foarte frumos la net absolut toate cărțile de navigație referitoare la Rin, care pot fi convertite cu ajutorul gâdalului și veți avea acces la ele, la toată informația existentă acolo. În principiu, se încearcă ca, cel puțin la nivel european, toate aceste cărți de navigație să fie gratuite. Și acum o să vă arăt efectiv cum arată și cum funcționează cărțile respective. Cutie, mă, acolo, la cutie. Bun, cum am ajuns să ne ocupăm, să mă ocup de cărțile de navigație și acum 4 ani am fost nevoit să cu un pic de date tehnice. Deci, acesta este un randator pentru cărțile de navigație. Este, citirea datelor se face folosind gâdalul. El este scris în C-Sharp și toată partea de randare se face folosind GTI32. Dacă cineva este interesat după pauză, cum ar putea, după pauză, mai încolo, cum ar putea să randeze tot ce poate pune la dispoziție gâdalul, adică, inclusiv fișiere, shapefile sau mai și eu ce altceva, folosind GTI32, îl pot ajuta cu hinturi în direcția asta. Deci acesta este zona portului Constanța. Ok. Și acum câteva lucruri despre hartă. Deci, în primul rând, standardul stabilește cum trebuie să se vadă harta pe timp de zi. O secundă. Așa. Cum trebuie să se vadă harta pe timp de zi, pe timp de dusk și pe timp de night, pentru a nu avaria sau nu a deranja vederea de noapte a navigatorului. De asemenea, hărțile, straturile din hartă sunt împărțite pe 3 straturi. Aceasta este harta de bază, este harta standard, deja au apărut informații suplimentare, zona de ancorare, reprimăm la Constanța pe faleză, vedem navele astea de aici, și zona de acces în port. Traffic separation line, geamandura de apropiere, geamandura de intrare în port, paie se intră, paie se iese în port. Întotdeauna. Ok. Și harta extinsă. Deja avem informații suplimentare, putem vedea localitățile, se vede turnul de la Constanța, se vede un far, aici se vede o epavă și așa mai departe. De asemenea, putem jongla cu limita de siguranță, în funcție de pescaj, navigatorul și poate defini, apropo de simbolizarea. Deci, spre exemplu, navigatorul poate să spună că la 5 metri îl consideră apă limită, iar că limita sigură pentru el este undeva pe la 15 metri, să zicem, spun că are o mare. Dintr-o dată. Și totdeauna linia asta se mută pe adâncimea sigură, adică putem spune că navigatorul își poate propune, în funcție de presiune,
cască se duce undeva la 10 metri cu linie, cu adâncimea sigură și acum când va ajunge în zona asta, deja își va pune probleme dacă se mai ducă încolo sau nu. Da? Continuă. Opțiuni hartă, mergem mai departe. Putem să vedem izobatele, putem să vedem etichetele la izobate, putem să vedem adâncinile, modul de semnalizare, marcajele dacă am fi pe o hartă de râu și așa mai departe. Și cum arată de fapt și de drept? Pentru un navigator, toată povestea arată ceva de genul ăsta. Deci, acum suntem în timp real. Și cam asta ar fi situația din portul Constanța. De o secundă, vă rog. Blue Sky tocmai intră. Oana tocmai bine s-a așezat aici. Ăștia stau frumos să aștepte. Acesta este vectorul de viteză, care este dat undeva pe la, uităm, PEX se apropie de intrarea în port. Da? O secundă. O secundă. Deci, PEX, dacă își menține cursul și viteza, peste 12 minute se va afla aici. Cam asta ar fi noțiunea de vector de viteză. Cum funcționează tot sistemul? Fiecare navă are la bord un transponder legat de un dispozitiv inerțial de GPS, de nebunii, și pe un canal radio ia legătura cu un dispozitiv aflat în port și din, la intervale regulate, spre exemplu, de 10 în 10 secunde, dacă se află în timpul unei manevre, își transmite poziția, viteza, informații despre nume, unde se duce și așa mai departe. Dacă se află la ancoră sau se află, navigă bine liniștit în nart, din 30 în 30 de secunde transmite alte informații. Putem să aflăm și informații despre hartă și să vă arăt un obiect de tip NC, cam care ar fi. Informația, ne ducem aici și aici vedem că avem un far. Deci am făcut pe o zonă de landaria și pe o zonă de coastă. Acolo este un landmark. Deci navigatorul va vedea că acolo se află un capul Tuzla și acolo este un turn. Acolo se află și un semnal de ceață, ăla care strigă noaptea. Aici îi arată modul în care farul de ceață, care e sunetul farului de ceață. Și de asemenea este un far alt, înalt de 62 de metri, care flășuiește, care acoperă un sector vizibil de 198 de grade și un sector mai greu vizibil, cu o altă frecvență, că așa care este aici să nu se fie aici. De 14 grade. Ăsta e modul în care flășuiește farul respectiv și teoretic se vede de la 20 de mile mai. Cam asta ar fi informația care este încodată în interiorul hărții de navigație. Să vă arăt și câteva hărți de inland. Să încărcăm hărți făcute de către RAFE, de ieșire. Vom încărca o parte din lucrurile ce e de
principiu navigator nu se vede asta. Dar cam așa arată zona de la Calafat. Pentru navigator. În ultima vreme, AFDJ-ul a început să publice hărți care conțin batimetria și curbele de nivel în cadrul unui proiect de transmitere a timp real către navigatori și a corectare a adâncimilor în timp real în funcție de modelul matematic al curgerii în punctul respectiv. Deocamdată este un proiect. Exact ce vă spuneam, acestea sunt martele de care vă povesteam. Spre exemplu, dacă am vrea să aflăm ce reprezintă ăsta, înseamnă North is Mark, do not create wash. Nu vă bat. Și așa mai mult. Bă, cam asta ar fi despre cărțile de navigație. Rotirea, da. Bun. Ca suplimentar... Ok, să vă duc un pot. Mă rog, mai sunt multe facilități, dar care sunt stricte navigatorului, ca idee. Am putea să discutăm despre CDA... N-am radat. Am pus bine. Teoretic, nu pot să-l car acum până aici, după mine. Suplimentar, există imaginea radar. Deci, există un radar, care se învârte. Imaginea este digitizată și adusă peste no. harta respectivă. Dar, din păcate, nu mai pot să pun una pe ea. Apropo de unelte. Deci, ce unelte ar mai avea navigatorul la dispoziție? EBLU. Spre exemplu, dacă acesta ar fi pe un curs eronat, range-bearing. Deci am desenat un cer de 1,05 nautical mile și asta e bearing-ul care de 313. Presupunând că ăsta ar merge prost, nu ar respecta cel de la vessel traffic. Control ar lua legătura cu Blue Sky și ar spune, vezi că merge aiurea, schimbă cursul, te rog, la 325. Sau la 329. Și așa ar putea să-l ghideze. De asemenea, operatorul mai are o unealtă care se numește CPCC. Să selectăm o țintă. Și ce face acest CPCC? Spre exemplu, în conjuncție cu nava asta. Deci ce îmi spune mie? Aceste două nave vor trece la 0,56 mile marine una față de cealaltă, peste 4 minute. Time of closest approach și closest approach. De asemenea, el poate să rotească harta în orice direcție. De la Traffic Control din Constanța, în general, o folosesc A6. Exact în poziția asta. Așa s-au obișnuit ei cu cărțile. Pare ciudat, da? Așa e. Și bineînțeles, pot supraveghea zone diferite. Spre exemplu, ăsta e în picere în zona asta. Dar cu, la fel de bine pot să urmărească... Țin minte că am selectat și acum am un picer. Practic am un număr nelimitat de picer. Și acum picerul ăsta va urmări... Și așa mai departe. Oana e cu... Oana e cu pauză între de practic.